Și vorbim în continuare despre campania de vaccinare și venim cu vești ceva mai bune de la Iași. Poate nu... Cine nu poate ajunge la vaccin, primește vaccinul acasă. Vorbim despre persoanele din categoriile vulnerabile care nu se pot deplasa și care au fost înscrise de către medicii de familie pe liste. Două echipe mobile de la DSP vor face trasee în tot județul pentru a ajunge la cei care au nevoie de vaccin. Mai multe detalii are chiar acum reporterul Observator Clara Mihociu. Să o ascultăm. Bună ziua! Două echipe de la Direcția de Sănătate Publică din Iași fac în aceste zile vaccinări la domiciliu. Practic, aceste echipe mobile merg din casă în casă pentru a-i vaccina pe cei care, din anumite motive, nu se pot deplasa până la un centru de vaccinare. Fie că vorbim despre persoane cu diverse probleme de sănătate care nu le permit deplasarea, fie că sunt persoane imobilizate la pat, acestea au fost înscrise de către medicii de familie pentru vaccinare și primesc în aceste zile prima doză de vaccin direct la domiciliu. Cei care au fost înscriși, în total 560 de persoane cu aproximație, doreau să se vaccineze. De altfel, nu puteau ajunge la centre și pentru că acestea nu sunt uniform distribuite în județ. Majoritatea centrelor sunt în oraș, în municipiul Iași sau în alte orașe din județ și aproape deloc în comunele județului Iași. Au fost vaccinate în prima zi, duminică, 66 de persoane și alte câteva zeci în cursul zilei de ieri. Continuă această vaccinare la domiciliu și astăzi, iar echipele vor merge cât va fi nevoie pe măsură ce vor mai fi înscrise persoane. Până acum, în județul Iași au fost vaccinate peste 38.000 de persoane. Dintre acestea, peste 32.000 sunt persoane care au primit doar prima doză de vaccin până în acest moment.